Maestății Domnului, vă invit să ne ridicăm. Așa, după cum știți, în această dimineață vom avea binecuvântări de copii în mijlocul bisericii. Este o sărbătoare a bisericii, nu numai a familiilor care își aduc copiii la binecuvântare, și ar vrea ca în această dimineață să ne bucurăm împreună că Domnul face încă bine bisericii din locul acesta, că Domnul încă dă daruri, dă moștenire familiilor din locul acesta, slăvit să-i fie numele. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 1149, la Efeseni, capitolul 6, de unde vreau să citesc primele patru versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit respectuos să vă așezați. În această dimineață să aduc câteva învățături din versetele acestea pe care le-am citit, și în această dimineață voi vorbi mai mult copiilor. Copiii suntem toți care avem părinți în viață, amin? Toți care avem părinți în viață suntem copii. Însă în dimineața aceasta vreau să mă adresez mai mult copiilor care încă sunt sub autoritatea părinților, cei care încă trăiesc în casa părintească și nu sunt căsătoriți sau plecați din casa părintească. Dar voi vorbi și nouă tuturor care încă suntem copii și avem părinți în viață. S-a început în această dimineață timpul de rugăciune. M-am bucurat că Duhul Sfânt a făcut această legătură în Duhul și am urmărit firul care în această dimineață s-a deschis la timpul de rugăciune, s-a deschis și s-a vorbit despre fericire. Vreau să continui mesajul în această dimineață și mesajul care vreau să-l aduc este secretul fericirii, iar în spatele acestui secret al fericirii vreau să vorbesc despre patru adevăruri legate dintre relația părinte și copil. Mă gândeam că orice om își dorește să fie fericit, așa-i? Este cineva care nu își dorește să fie fericit din locul acesta? Fericirea descrisă în Biblie nu este o chestiune de noroc. Așa s-a întâmplat, Dumnezeu s-a uitat, pe cineva l-a binecuvântat mai mult, pe altul mai puțin, după ce știu eu, înfățișare, după anumite lucruri, slujire sau altceva. Vom vedea din Scriptură că fericirea descrisă în Biblie nu este legată nici de bani, nici de obiecte și nici chiar de persoane. Ea este legată în special de relație. În această dimineață vom vorbi despre relația părinte-copil și din versetele pe care le-am citit, dacă ați fost atenți, spunea că porunca aceasta este a lui Dumnezeu și este însoțită de o făgăduință. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vom vedea că în Scriptură ne vorbește despre bărbatul care este în casă și spune Scriptura că dacă Psalmul 128, dacă el vrea să fie fericit, el trebuie să facă ce? Să se teamă de Domnul. Adică întotdeauna în spatele unei fericiri pe care Dumnezeu dorește să o dea, este întotdeauna o autoritate. Bărbatul care vrea să fie fericit, care vrea să se bucure de familia care a dat-o Dumnezeu, care vrea să-i meargă bine, trebuie să se teamă de Domnul. O soție care vrea să fie iubită și fericită în casa ei, ea trebuie să fie supusă bărbatului ei. Altfel, nici într-un chip nu poți fi fericită. Orice copil care este sub autoritatea părinților, dacă vrea să fie fericit, el trebuie să asculte și să-și cinstească părinții. Asta spune Biblia. Este singurul mod în care Dumnezeu își revarsă darul acesta al fericirii peste noi. Nu este niciun alt fel. Putem încerca orice, nimic nu va funcționa. Adevărata fericire, împlinirea aceasta sufletească pe care o dă doar Dumnezeu, vine doar în spatele acestor relații care deasupra își au autoritatea lor, cum am spus. Ascultarea și cinstirea părinților este porunca lui Dumnezeu în Biblie. Vreau să deschidem, să identificăm trei texte care vorbesc despre lucrul acesta. Vreau să rog în dimineața aceasta să afișăm versetele acestea care le voi citi. Vreau să le vedem cu toții. Spuneam că vreau să vorbesc în special
adolescenților, tinerilor, cei care încă sunt sub autoritatea bisericii, și eu cred că întotdeauna impactul viziv este mult mai mare decât acel pe care îl auzim noi. De aceea vreau să afișăm versetele acestea. Primul verset care vreau să îl afișăm în această dimineață și să vedem că ascultarea de părinți este porunca lui Dumnezeu, este Exod, capitolul 20, versetul 12. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Întrebarea pe care vreau să o pun în această dimineață: cine a scris porunca aceasta? Cine a scris porunca aceasta? Tinerii din spate. Cine a scris-o? Dumnezeu a scris-o. Tablele legii au fost scrise de? Cine le-a scris? Dumnezeu a scris. Dumnezeu a scris porunca aceasta pe tablele legii pe care le-a pregătit Moise. Și Dumnezeu a spus așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să-ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Proverbe 23, vreau să afișăm versetul acesta, 23, de la 22 verset până la 25. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Versetul 23, 24 și 25. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Mă întorc la versetul 22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Astăzi suntem, mă gândit, cea mai mare parte dintre noi tineri. Mulți dintre copiii noștri, mulți dintre cei care sunt aici deja, au ajuns să facă o școală mai bună, poate un liceu, poate o facultate. Undeva în urmă a rămas mamele noastre care sunt bătrâne, care au îmbătrânit, cele care mai sunt în viață. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că există pericolul acesta. Când mama ta îmbătrânește, să începi să o nesocotești. Și spune: mama, ce știe mama? Mama, habar n-are. Tatăl meu? Păi tatăl meu cine? Tatăl meu habar n-are ce cu el. Uite-te la mine câtă școală am. Uite cine am ajuns. Uite cât de isteț. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea mai încolo, că sunt niște lucruri drastice, grave. Vom intra sub blestemul lui Dumnezeu când vom ajunge să ne batem joc de părinții noștri. Dar cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit spune: nu ne socoti pe mama ta când e bătrână. Poate e bătrână, nu știe atâtea lucruri câte știi tu, poate. Dar faptul că astăzi ești într-un loc de închinare, eu sunt sigur că este datorită acelor mai multor mame care le avem, Dumnezeu să le binecuvinteze. Multe dintre ele poate nopți pe genunchi au stat, s-au rugat pentru noi. Multe dintre ele poate n-au mâncat, au postit pentru noi. Cele mai multe dintre ele poate sunt în țară, rămas în țară, bătrâne. Poate, ce știu eu, rar mai dai câte un telefon să o întreb ce mai faci, mamă, sau poate mai trimis ceva să o ajuți. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu faci nici măcar lucrul acesta, nu ne socoti, nu-ți bate joc de ea. Spune Scriptura să se bucure tatăl tău și mama ta de tine. Fă-i să fie mândri. Fă-i să se bucure, poartă numele cu cinste. Comportă-te în așa fel încât să aduci cinste mamei tale și tatălui tău care te-a crescut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa spune Scriptura. Apoi vom vedea un alt verset, de fapt versetele pe care le-am citit în această dimineață, care ne vorbesc, Biblia vorbește tot în direcția aceasta și spune să copiii să asculte de părinți în Domnul că ce este drept. Recitesc versetele acestea: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, e cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Este porunca lui Dumnezeu. Așa cum am citit din Exod, Proverbe și Efeseni, mai sunt și multe alte versete. Dorința lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, mai mult decât dorință, este poruncă. Copiii să asculte de părinți, asta e porunca lui Dumnezeu.
Vreau să mă apropii de cele patru adevăruri care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră în această dimineață și aș vrea ca fiecare dintre noi să învățăm. Cred că în această dimineață Dumnezeu vrea să ne învețe, Dumnezeu vrea să vindece relații, Dumnezeu vrea în această dimineață să ne ajute să creștem în relațiile noastre în așa fel încât toți să fim fericiți și binecuvântați. Altă cale nu este. Primul adevăr, părinții tăi sunt unici. Ascultați-mă toți care sunteți adolescenți în această dimineață aici. Părinții tăi sunt unici. Oricine vei ajunge în viața aceasta, orice nume vei purta în viața aceasta, oricât de mult bani vei avea, orice funcție vei avea în viața aceasta, poți să fii, să ajungi cel mai mare milionar sau cel mai mare șef sau cel mai mare orice ajunge în viața aceasta, părinții tăi sunt unici. Poți schimba școala, poți schimba țara, poți schimba limba, poate îți poți schimba și numele, dar niciodată nu îți poți schimba părinții. Tata rămâne tata și mama rămâne tată. Mama, amin? Originea nu ne-o schimbăm niciodată. Părinții tăi sunt unici. Ne spune Scriptura, avem două cazuri, doar vreau să le aduc în atenția noastră, în așa fel încât să înțelegem mai bine adevărul acesta, părinții noștri sunt unici. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Estera că într-o zi, spune Scriptura, că a ajuns cea mai mare femeie din împărăția Persiei. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre Ahasveros că a fost un împărat și spune că a fost atât de puternic, atât de bogat, spune Scriptura că cel mai mare ospăț care este scris în Scriptură și în toată istoria pe care o avem scrisă este atribuită lui. Spune Scriptura că 180 de zile, jumătate de an, spune Scriptura că a făcut sărbătoare și a dat ospăț în împărăție. Așa, atât era de bogat. Și spune că într-o zi, pentru că soția lui, împărăteasa lui, l-a necinstit Vasti, în fața celor care era acolo, spune că a decis să își caute altă soție, altă împărăteasă. Și eu cred că prin voia lui Dumnezeu Estera a ajuns acolo și a ajuns femeia numărul unu din împărăția aceasta. Spune Scriptura că de două ori menționează Estera 2:20 și 2:10, spune că la început probabil i-a fost frică și nu a spus identitatea. Și nu a spus că ea face din poporul evreu. Și nu a spus că ea e evreică. O tăcut. Dar în momentul când a venit ordinul acela și Haman a dat ordinul acela și l-a înghesuit pe împărat să semneze o lege și să pecetluiască o lege în care să-și omoare toți evreii. Să omoare toți evreii. Pentru că Estera bătea inima pentru poporul ei, i-a notat cu din gură și a spus, chiar dacă ar fi să mor, eu nu-mi schimb originea, eu rămân evreică, eu sunt evreică și asta vreau să rămân. Și spune că a mers cu tot riscul în fața împăratului. Și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a călăuzit lucrurile în așa fel încât toate lucrurile au fost schimbate spre bine. La fel spune cuvântul lui Dumnezeu și despre Moise. Un băiat crescut la curtea lui Faraon, un băiat care avea toate lucrurile și a avut parte de cea mai bună învățătură, tot ce au avut, ce își dorea, absolut tot era prințul lui Faraon. Și spune Scriptura că inima lui bătea tot pentru sclavii de acolo. Ceea ce a pus mama lui în inimă, ceea ce i-a spus mama lui în primii ani ai vieții, nu a putut șterge absolut niciodată împărăția lui Faraon. Tot luxul din casa lui Faraon nu a putut scoate ce i-a pus mama lui în primii ani de viață. Și inima lui bătea tot pentru sclavii, pentru cei care făceau cărămizi acolo. Pentru mama aceea bătrână, poate cu mâinile crăpate, pentru tatăl lui care mergea în fiecare zi de dimineață până seară să facă cărămizi la curtea lui Faraon. Și spune Biblia că n-a vrut. El spune Biblia că a ales, Evrei, capitolul 11, versetul 24-25, spune că el a ales mai bine o cara lui Hristos. O zi mai bine să sufăr cu poporul meu decât să mă bucur și să-mi uit originea. Părinții noștri sunt unici. Indiferent ce am face noi, indiferent unde am merge în lumea aceasta, tata rămâne tata și mama rămâne mama. Dumnezeu să ne ajute să-i cinstim și să-i onorăm, binecuvântat să-i fie numele. Cât ești în casă părintească, trebuie să asculți. Cât ești încă sub autoritatea lor, trebuie să-i asculți. Dar în momentul când te-ai căsătorit, ai ieșit de sub autoritatea lui, trebuie să continui să-i
cinstește, așa am citit în această dimineață, cinstește pe tatăl tău. Primul verset, copii, ascultați, asta e datoria că suntem în casă. În momentul când am plecat din casa părintească, noi continuăm să avem datorii în fața lui Dumnezeu. Și următoarea datorie a noastră, a copiilor, este să-i cinstim pe tata și pe mama. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A doilea adevăr care vreau să vorbesc în această dimineață este, părinții tăi ți-au dat viața. Romani, capitolul 11, versetul 36 spune că din el, prin el și pentru el au fost făcute toate lucrurile. Adică vorbește de Iisus Hristos. Noi știm că Dumnezeu este dătătorul vieții, dar la fiecare dintre noi Dumnezeu a ales să ne dea viața prin părinții noștri. Spune Biblia că despre Domnul Iisus Hristos, în momentul când Dumnezeu a hotărât să vină în lumea aceasta, să își ia un trup de om, un trup uman ca și al nostru, spune că Iisus Hristos, Dumnezeu, a ales o fecioară din Israel și a ales ca Iisus Hristos să fie un embrion, să fie purtat în burta unei fecioare, să se nască ca un bebeluș, să aibă nevoie, să fie total, total dependent de mâinile, de brațele acelei tinere mame care era Maria. Vreau să spun, părinții tăi ți-au dat viața, părinții mei mi-au dat viața, Dumnezeu a ales ca în lumea aceasta Dumnezeu să dea viața copiilor prin părinți. Să știți că n-am fost dintr-o dată mare, adolescenții, n-ați fost dintr-o dată băieții care sunteți acum sau fetele care sunteți acum, care poate și eu știu, știți bine să stați pe tabletă, pe computer, știți bine să faceți, n-ați fost dintotdeauna așa. Au fost momente când ați fost un bebeluș. Toți am fost bebeluși, am fost purtați luni de zile în pântecile mamelor noastre. A fost nevoie ca mama noastră să-și sacrifice nopți întregi, poate unii dintre noi am fost mai bolnăvicioși, alții nu, de îngrijire. Am avut nevoie de, ce știu eu, de protecție. Au fost nevoie de lucruri care s-au cheltuit tații noștri. Așa cum poate mulți dintre noi disprețuim sau nu dăm doi bani pe ei. S-au ridicat, au mers la servici, poate n-au dormit nopți întregi, au adus acasă cele necesare și astăzi dacă suntem aici, este că părinții noștri au ales să ne aducă pe lumea aceasta și să ne dea viață. Voi știți câți copii din generația noastră nu sunt? Din generația mea, din generația voastră, a voastră, nu sunt, pentru că părinții aceia au ales să facă avort? Astăzi suntem aici, pentru că părinții noștri au ales să ne aducă pe lume, să primească viața care a dat-o Dumnezeu prin ei și nu numai atât. Ei să ne poartă de grijă până am ajuns oameni mari. Domnul să binecuvinteze toți părinții din locul acesta. Să binecuvinteze părinții noștri care sunt în țară, pe cei care sunt aici și sunt mai în vârstă, să binecuvinteze Dumnezeu, pentru că, eu știu, sacrificiile sunt multe și cel mai bine ne dăm seama că noi mai avem în viață. Când pierdem unul din părinți, când pierdem părinții, atunci ne dăm seama cel mai mult de valoarea lor. Gândiți-vă la Domnul Iisus. Spune Scriptura că s-a născut prin Fecioara Maria. Apoi a intrat în scena aceasta Iosif. Spune Scriptura că Irod s-a hotărât să omoare toți pruncii de vârsta Domnului Iisus Hristos și vine Dumnezeu la Iosif și îi spune într-un vis, ia pruncul și fugi în Egipt. M-am gândit, dar de ce nu l-a omorât Dumnezeu pe Irod? Că nu era un om bun. De ce nu l-a teleportat în Egipt pe Iosif, pe Maria și pruncul Iisus? Cum a făcut cu Filip? Că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu și-a încredințat Fiul Său pentru o perioadă lui Iosif și Maria. Și Dumnezeu a avut toată încrederea că acești doi părinți îi vor purta de grijă, îl vor crește, îl vor educa, așa cum Dumnezeu ne-a încredințat copiii nouă, multora care suntem părinți în această zi aici. Dumnezeu să ne ajute să purtăm de grijă copiilor noștri, să-i educăm în frica Domnului, să-i învățăm din Scriptură, să le dăm toate cele necesare și Dumnezeu să ajute copiii care sunt aici să înțeleagă adevărul acesta. Dumnezeu ți-a dat viață prin părinții tăi, poartă-te cu respect, cinstește-ți părinții, nu le întoarce vorba înapoi. Ascultă-mă, nimeni nu poate fi fericit din locul acesta, în această zi,
care își bate joc de tata și de mama. Absolut nimeni. Poți să ai tu toți banii din lumea aceasta. Poți să ai tu tot ce-ți dorești din lumea aceasta. Niciodată nu vei fi fericit atât timp cât îți bat joc de tata și de mama. Blestemul lui Dumnezeu va veni peste tine. Al treilea adevăr care vreau să vorbesc în această dimineață este că părinții tăi au autoritate de la Dumnezeu peste tine. Spuneam, primul adevăr este părinții sunt unici, nu-i putem schimba. Părinții noștri ne-au dat viața. Al treilea adevăr este părinții noștri au autoritate de la Dumnezeu peste noi. Fie că ne convine, fie că nu ne convine adevărul acesta, așa spune Scriptura. În societatea aceasta pe care trăim, spune Scriptura că Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El are toată puterea și în cer și pe pământ. Dar pe pământ Dumnezeu a ales să împartă autoritatea Lui cu oamenii pe care, sau instituțiile pe care sunt pe pământul acesta. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Romani, capitolul 3, să vedem ce spune Dumnezeu despre autoritatea care El a pus-o în societatea aceasta. Romani, capitolul 13, versetul 1. Autoritatea pe care a pus-o Dumnezeu în societatea aceasta. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirilor, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum, când te oprește poliția pe stradă, tu trebuie să fii? Dar tu ești fiul lui Dumnezeu, tu, împărăția ta nu e de pe pământ, locul tău nu este de aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când te oprește poliția pe stradă, tu trebuie să te comporți ca un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să-i dai autoritatea care îi se cuvine. Când ești la școală, profesorul care e la școală, tu nu trebuie să dai cu pumnă, tu nu trebuie să răspunzi înapoi, tu nu trebuie să fii un zmeu, tu trebuie să te supui autorității. Dumnezeu la școală a pus autoritatea și Dumnezeu a încredințat autoritatea în școală la profesori. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În societate, poliției, judecătorilor, guvernelor care sunt, președinților care sunt, că ne plac sau nu ne plac, asta e altceva. Dar autoritatea pentru o vreme în lumea aceasta, Dumnezeu le-a dat-o lor și a împărțit-o cu ei. Iar noi trebuie să fim supuși. Spune că cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În biserică spune că Dumnezeu și-a împărțit autoritatea Lui cu oamenii pe care i-a așezat în biserică. Vreau să începem cu 1 Corinteni 12, versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostol, al doilea proroci, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirilor în felurite limbi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit în biserică. Dumnezeu a rânduit în biserică anumite autorități și eu trebuie să fiu supus. Eu nu trebuie să-mi permit să mă trag de șireturi cu cel care este cu pastorul bisericii care Dumnezeu l-a pus responsabil. Eu nu pot să-mi permit să mă trag de șireturi și să vorbesc la pertuș și să vorbesc oricum cu cei care Dumnezeu i-a pus pentru o vreme autoritate. Eu pot să fac lucrul acesta, dar mânia lui Dumnezeu va veni peste mine. Eu trebuie să mă comport în așa fel încât să fiu binecuvântat și fericit astfel. Dumnezeu va fi împotriva mea. Pot să fiu cel mai prieten, cel mai bun prieten, cel mai apropiat cu oricine. Dacă Dumnezeu l-a pus autoritate, spune Scriptura în biserică, eu trebuie să-i dau cinstea care îi se cuvine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, un alt verset care vorbește despre autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o în biserică. Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Adică eu pot să fiu supus, dar în supunerea mea să provoc supărare, durere celor care sunt autoritate. Și spune Biblia că degeaba am făcut lucrul acesta, nu mi este de niciun folos, asta spune Biblia. Continui cu 1 Corinteni 14, versetul 34. Vorbesc despre autoritatea așezată de Dumnezeu în biserică. O altă autoritate pusă de Dumnezeu în biserică. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu ne este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice Scriptura.
Este o altă autoritate pusă de Dumnezeu în biserică. Trăim vremuri când lucrul acesta, încetul cu încetul, oamenii încearcă să-l dea la o parte, să-l interpreteze, să facă alte și alte, tot felul de lucruri în care să spună nu este bine. Pot vorbi și femeile în biserică, pot lua cuvântul, pot da învățături. Și mai vezi așa câteodată, mai răzlezi pe aici, pe acolo, care iese câte o soră și începe să dea învățături în biserică. Ascultați-mă ce vă spun. Biblia spune că femeia n-are voie să dea învățături când e în biserică. Da, poate cânta, Dumnezeu nu le exclude din celelalte slujbe. Pot cânta, pot proroci, că este un dar pe care îl dă Dumnezeu. Pot ajuta, pot fi integrate cu ajutorarea, pot face multe lucruri în rugăciune, pot face multe lucruri. Dar când este vorba de învățătură, când este vorba de a lua cuvântul în adunări, spune Biblia că nu este îngăduit lucrul acesta. Indiferent dacă ne place sau nu ne place, asta e rânduiala pusă de Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai este un verset care vorbește în direcția aceasta, 1 Timotei 2, de la 2 la 11, versetul 14, dar nu vreau să vorbesc prea mult pentru că timpul deja înaintat, tot în direcția aceasta vorbește, spune că femeia să fie supusă bărbatului, să nu ia cuvântul, ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vreau să mă apropii despre autoritatea pusă de Dumnezeu în familie. Spuneam, în societate, Dumnezeu a rânduit anumite instituții, anumiți oameni în biserică, așa cum am citit versetele care le-am lecturat și le-am văzut împreună, Dumnezeu și aici a așezat anumite autorități, iar în familie, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 13. Versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Asta e autoritatea pusă de Dumnezeu în familie. Orice bărbat, capul lui este Hristos. Orice bărbat care iese de sub ascultarea lui Hristos, care îl neglijează pe Hristos, care nu-i pasă de Hristos, este un bărbat fără autoritate. Este un bărbat care intră sub mânia lui Dumnezeu pentru că nu își are autoritatea, nu dă cinste autorității pe care a pus-o Dumnezeu în familie, și anume lui Hristos. Bărbatul este capul femeii, asta spune Scriptura. Orice femeie care se ridică mai presus de bărbatul ei în casă, orice femeie care se crede mai deșteaptă, care se crede mai cum vreți voi, iese de sub autoritatea aceasta și începe să spună, poate mai sunt care și-am auzit, femei care vorbesc copiii, taică-tu, abar n-are, taică-tu nu știe, taică-tu nu știu cu tare, taică-tu cu tare și cu tare. Ascultați-mă, atât timp cât îți cinstești soțul în fața copiilor și în fața societății, când ai ocazia să vorbești, atât vei fi cinstită, atât vei fi binecuvântată. Când îți permiți să-ți denigrezi soțul pe care ți l-ai ales și cu care te-ai căsătorit, când îți permiți să vorbești tot felul de lucruri, când îți permiți să dai drumul la gură, ascultă-mă, tot ce s-amen se va întoarce împotriva ta. Tot ce s-amen se va întoarce împotriva ta. Fie prin copii, fie prin oameni care Dumnezeu va îngădui să facă lucrul acesta. Dar ceea ce s-amen, ceea vei culege. Doamne, ajută-ne să fim oameni înțelepți. O altă autoritate pusă de Dumnezeu în familie, spuneam, Hristos, capul bărbatului, bărbatul, capul femeii și apoi părinții, autoritate peste copii. Am citit versetele din Efeseni, am citit și alte versete care vorbesc despre lucrul acesta, însă vreau să iau un exemplu pe care îl vedem la Domnul Iisus Hristos, pentru că noi de la Domnul Iisus Hristos întotdeauna trebuie să învățăm și avem ce învăța în toate direcțiile și în toate domeniile vieții noastre. Despre copilăria Domnului Iisus Hristos avem foarte puțin scris în Biblie. Dar ceea ce Dumnezeu a vrut să consemneze despre Iisus Hristos când era copil, în mod deosebit în Scriptură, în Luca capitolul 2, versetul 51, ne spune așa: apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era, cum era Iisus? Supus. Cui era supus? Nu numai lui tata și lui mama, spune că le era supus la amândoi. Acum gândiți-vă la lucrul acesta. Cine i-a dat viață Mariei? Cine i-a dat viață lui Iosif? Cine a creat universul? Galaxiile, soarele, luna, stelele, pe care abisul, oceanele cu toate viețuitoarele pe care oamenii încă nici la ora actuală nu reușesc să-și dea seama și să se minunează când descoperă încă lucruri pe care Dumnezeu le-a creat. Cine a făcut toate acestea? Cine? Iisus Hristos. Amin? Spune Scriptura că El, care știa toate lucrurile acestea, El care i-a dat viață Mariei,
El care i-a dat viață lui Iosif, el care a făcut toate acestea, în momentul când o a ales să intre într-o familie, el s-a așezat sub autoritatea lui Iosif și lui Maria. Asta spune Scriptura. Iisus Hristos spune că Lei era supus lui Iosif și lui Maria. Asta e voia lui Dumnezeu, asta e exemplul Domnului Iisus Hristos. Asta mă rog în această dimineață să facă fiecare copil care este în dimineața aceasta în locul acesta. Doamne, ajută la aceasta! Vreau să închei aici cu acest al treilea punct, părinții tăi au autoritate de la Dumnezeu. Și ultimul care vreau să mă apropie și de încheiere este că relația cu părinții determină viitorul. Relația cu părinții tăi îți va determina viitorul. Ascultarea și cinstea, spunea un frate, ascultarea și cinstea părinților este sămânța fericirii pe care tu o sameni pe ogorul vieții. În momentul când eu ascult de tata, îl cinstesc pe tata și pe mama, ascult de mama, nu fac altceva decât să iau din sămânța fericirii și să o seamăn pe ogor. Și cu cât voi înainta în viață, cu cât mă voi apropia de bătrânețe, cu atât voi semăna din fericirea aceasta pe care am semănat-o cândva când eram copil. Relația cu părinții tăi va determina inteligența pe care o avea, succesul la locul de muncă, fericirea în familie, partenerul de viață, binecuvântarea materială, calitatea vieții, pentru că spune Scriptura ca să trăiești multe zile și fericit, pentru că poți trăi multe zile și să fii nefericit, sau poți să Dumnezeu să-ți curme firul vieții mult mai repede, chiar de tânăr, pentru că ți-ai bătut joc de părinții tăi. Ne spune Scriptura despre Iacov că a fost un tip isteț, un băiat tare isteț, și spune că împins și de la mama sa de la spate, când a auzit că Isaac vrea să binecuvinteze, să-i apropie de moarte, spune că mama s-a auzit lucrul acesta și a spus: vezi că tatăl vrea să împartă binecuvântările. Fii isteț, ascultă-mă, du-te, ia doi iezi. Mă gândeam, doi iezi, unul nu-i ajungea, probabil îi plăcea să mănânce lui Isaac. Și a spus: du-te lui Esau, vânează, fă ceva, vino și eu te voi binecuvânta. Iacov a ascultat de sfatul mamei și cu istețimea care au avut-o, el spune că au pregătit mâncarea aceasta, s-a dus la tatăl său și a spus: tatăl său, cum de-ai venit așa de repede? Și spune: da, am adus ce mi-ai cerut, mâncare. Și spune că mirosul e al lui Esau, el s-a dat cu parfumul lui Esau și a venit la tatăl său, mirosul e al lui Esau. Zice, dar vocea parcă e al lui Iacov. Și a spus: eu sunt. Și l-a pipăit. Și spun: dacă tu ești, hai să te binecuvintez. Și spune că l-a binecuvântat. Nu vreau să intru în detalii, dar vreau să ne uităm la principiul acesta. O trecut timpul și Iacov a început să culeagă binecuvântările care le-a dat taică-sa. Că Dumnezeu e drept. Dacă părinții noștri ne binecuvintează, Dumnezeu ascultă de glasul lor. Și spune că a început încetul să asculte și să culeagă din binecuvântările acestea. Și un om influent, un om cu bani, poruncea, avea foarte multe bogății, foarte mulți robi, dar într-o zi o trebuie să culeagă din ce o semănat. Și Dumnezeu, care e drept, a spus: Iacov, cum ai făcut cu taică-tu, e momentul să plătești, cum ai făcut cu taică-tu, e momentul să plătești cu copiii tăi. Și spune Scriptura că avea un copil pe care îl iubea cel mai mult, Iosif, pe care îl iubea cel mai mult, l-a trimis într-o zi cu mâncare la frații săi. Spune că frații săi l-au luat, l-au vândut și-au luat haina, pentru că asta a făcut și el. A luat haina lui Esau și l-a mințit pe taică-sa. A luat haina lui Iosif, a muiat-o în sânge și a dus-o lui taică-sa. Și a spus: asta nu cumva e haina lui Iosif? Și a spus: da, asta-i. Și spune Scriptura că toate zilele Iacov a plâns, a bocit și a ajuns la bătrânețe. Și o bătrânețe nefericită pentru că o cules din ceea ce o semănat când era copil. Da, a fost binecuvântat că din pricina lui Isaac, dar ce o semănat o cules. Și spune Scriptura că au venit toți să-l mângâie, fii, fiice, toți au venit să-l mângâie pe Esau, de durerea aceasta pe care o aveau, pe Iacov. Acum m-am gândit, cum poți să te duci la tata să-l mângâi când tu știi că l-ai vândut pe Iosif? Când tu știi că nu-i mort? Când tu știi adevărul și să mergi să-l mângâi. Fățărnicie a semănat, fățărnicie ocules. Asta o semănat, asta o cules. Minciună, samen, minciună culegi.
Asta a fost situația lui Iacov. Vreau să citesc câteva două versete din Proverbe în care ni se spune cum binecuvintează sau cum pedepsește Dumnezeu relația noastră cu părinții atunci când relația aceasta nu e făcută după voia lui Dumnezeu. Primul verset, Proverbe 30, de la versetul 17. Fraților, aici nu e un blestem. Aici este o concluzie de viață, este istorie, este ceea ce omul lui Dumnezeu a văzut întâmplându-se și a povestit. Pe ochiul care își bate joc de taică-su, de tatăl său, și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Asta spune Dumnezeu, asta spune Scriptura. Asta e concluzia de viață. Asta s-a întâmplat cu oamenii care și-au bătut joc de taică-su și de mamă-su. Asta spune Scriptura, frați și surori. Vreau să citesc un alt verset. Proverbe 20, versetul 20. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Vreau în această dimineață să fiu, poate am fost mai drastic sau am ales versetele acestea care sunt din Scriptură, deși sunt foarte dure, dar intenționat am ales lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu nu se joacă când scrie în Scriptură. Dacă ți-ai bătut joc de taică tu, dacă ți-ai bătut joc de mama ta care e bătrână, sau poate care este aici și ești un adolescent sau poate ești un tânăr și îți bat joc de tata și de mama și îți permiți să râzi și îți permiți să întorci vorba înapoi, să-l nesocotești sau să-l ironizezi. În această zi, în numele lui Iisus Hristos, te rog ferbinte, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Cere-ți iertare de la părinții tăi pe care i-ai întristat. Ascultă-mă, cuvântul lui Dumnezeu spune că pe cel care își bate joc de tata sau de mama, ei vor mânca corbi și pui de vulturi. Adică va ajunge de râsul lumii, va ajunge un nimeni, va ajunge de bătaie de joc a lumii, pentru că asta spune Scriptura. Spunea Domnul Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos îi confrunta pe farisei și spunea că voi ați desființat porunca lui Dumnezeu, dar în Biblie este scris, cine își bate joc sau cine îl vorbește de rău pe tată sau pe mamă sa, să fie omorât cu pietre. Asta scrie în Biblie. Nu credeți lucrul acesta? Matei, capitolul 15, versetul 4, asta spune Scriptura. Ar vrea în această dimineață să mă apropii de încheiere. Vreau să recapitulez cele patru adevăruri legate de părinții noștri, anume părinții noștri sunt unici, părinții noștri ne-au dat viață, părinții noștri au autoritate de la Dumnezeu. Relația noastră cu părinții va determina viitorul. Frați și surori, în special copii care suntem aici, nu contează ce vârstă ai, atât timp cât părinții tăi sunt în viață, ești încă copil. Dacă ești în această dimineață aici și ești încă sub autoritatea părinților, fii isteți, ascultă de mama și de tata. Nu-i lucru mai frumos înaintea lui Dumnezeu decât să asculți de tata și de mama. Nu-i lucru mai urât înaintea lui Dumnezeu și mai care îl face mai mult pe Dumnezeu să se întristeze atunci când îi întorci vorba înapoi lui tata și lui mama. Atunci când îi răspunzi. Atunci când vorbești așa pe nas cu tata și cu mama, atunci când izbești ușa în nas, nu-i lucru mai rău, nu-i lucru mai urâcios înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești căsătorit și nu mai ești sub autoritatea părinților și ești în locul acesta și îl ironizezi, râzi de tata și de mama, îți bați joc de ei, este încă har în adunare să ceri iertare de la tata și de la mama. Este încă har în adunare să te pocăiești. Și te sfătuiesc astăzi când vei ieși din locul acesta, pune mâna pe telefon dacă nu-s aici, dacă s-a aici, fă-le o vizită acasă și spune-le cu toată sinceritatea, vreau să-ți cer iertare pentru ce am făcut, vreau să mă pocăiesc, vreau să ies de sub mânia lui Dumnezeu. Încă poți face lucrul acesta. Dacă vor pleca părinții tăi și vei continua cu stilul acesta de viață, ascultă-mă, vei ajunge un om de nimic. Am auzit oameni milionari care s-au sinucis, oameni cu nume care s-au sinucis, oameni care i-a urmărit ce a semănat în tinerețe și mânia lui Dumnezeu a apăsat peste ei. Vrei să fii fericit și binecuvântat sau vrei să intri sub mânia lui Dumnezeu? Depinde de tine. Fii om inteligent, fii om isteț, fii copil care să asculte de Dumnezeu. Eu cred că astăzi este timpul să ne refacem relațiile între noi. Doamne ajută la aceasta.
Domnul să facă, să refacă relațiile dintre copii și părinți, dintre fete și mame, dintre băieți și tată, să refacă Dumnezeu relațiile și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea aceasta de care avem nevoie, să ne cinstim și să ascultăm părinții. Este un har de la Dumnezeu să ai părinți. Este un har de la Dumnezeu că Dumnezeu ne-a adus, ne-a dat părinți și ne-a dus la închinare, ne-a dus într-o casă de rugăciune. Avem mulți dintre ei care se roagă pentru noi, care stau poate nopți întregi și se roagă, că noi nu-i vedem. Dar stau înaintea lui Dumnezeu pentru noi care suntem aici. Și noi credem că dacă am ajuns cineva, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, e datorită nouă că noi am fost deștepți și inteligenți. Nu este așa. Este datorită rugăciunilor care, a părinților noștri care le fac ascuns și noi nu vedem. Și noi încă nu dăm doi bani pe ei. Bai ne socotim, bai vorbim de rău. Cine crezi că ești tu? Chiar crezi că tu îl poți înșela pe Dumnezeu? Gândește-te, cum te comporți cu părinții tăi, așa este relația ta cu Dumnezeu. Pe tata și pe mama îl poți minți, dar nu pe Dumnezeu. Iacov l-a mințit pe Esau, dar nu pe Dumnezeu. Pe tata și pe mama îți poți bate joc de ei, dar nu și pe Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze în ziua aceasta. Domnul să refacă orice relație. Domnul să ierte orice copil. Domnul să ierte orice lucru, orice răzvrătire, orice vorbărea, orice lucru, orice amărăciune a unui părinte care este în locul acesta. Domnul să ierte în ziua aceasta. Domnul să ridice. Domnul să aibă milă în această zi și să ne facă să fim fericiți și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.